Înainte ultimei etape a sezonului regular din Liga 4 de fotbal, retezatul Hațic și Inter Petrila sunt calificate în play-off-ul care va decide reprezentanta județului Hunedoara în barajul de promovare pentru Liga 3. Pentru celelalte două locuri disponibile luptă CSM Vulcan, Gloria Giurgiu și Șoimul Băița. Vulcanul este mare favorită de a ajunge în play-off, iar Băița, pentru care victoria este obligatorie, dar depinde și de alte rezultate, pare a avea șansele cele mai mici. În momentul acesta avem două echipe care sunt clare, care vor juca în Final Four, respectiv retezatul Hațec și Inter Petrila. Iar celelalte trei echipe, CSM Mihai Viteazul Vulcan, Gloria Giurgiu și Șoimul Băița, se vor bătea pentru două locuri, ca să completeze Final Four-ul. Pentru noi, noi ca și asociația, am stabilit ultima etapă să se desfășoare duminică, la aceeași oră. Vulcanul se pare că are un meci mai ușor cu Victoria Călan, datorită ultimului rezultat al Victoriei Călan, iar derbiurile etapei cred că se vor desfășura atât la Băița cu Petrila, cât și la Gloria Giurgiu cu Dacia Orăștie. Totul depinde însă și de ce vor face cei de la Dacia Orăștie în jocul din deplasare de la Giurgiu de duminică 16 aprilie de la ora 11, când de altfel se vor disputa toate meciurile etapei. Modul de organizare a campionatului ne dă încă convingerea că am stabilit un mod bun, deoarece toate meciurile au miză, chiar și în ultima etapă, fiindcă Hunedoara, dacă va câștiga cu Hurricane, și Orăștia va pierde cu Gloria Giurgiu, va trece și va juca pentru locurile 5-7, nu pentru locul 8-10. Se demonstrează a fi un sistem eficient și sunt convins că toate jocurile de duminică vor fi foarte atractive pentru suporteri. Știți foarte bine că s-au ridicat restricțiile, așa că așteptăm pe cât mai mult să vizioneze meciurile noastre de Liga 4. Tot duminică de la ora 11 se vor juca și meciurile etapei a 13-a din Liga 5-a, rundă în care stă Unirea General Betlou. Liderul Zarandul Crișor, care în urma succesului din runda trecută de la Măgura Pui a doua clasată și față de care are acum 6 puncte avans, va juca acasă cu Ponorul Vața. Echipa din Pui va juca pe terenul ultimei clasate, Real Sunt Andrei.